În formula AS apare o poveste aproape fantastică cu privire la scheletul unui uriaș de aproape 10 metri și a unei lespezi de aur misterioase găsite într-o galerie de la Roșia Montană. Salutare și bine ai venit la Unomaterial! Scheletul de 10 metri înălțime și lespedea de aur de 1700 de tone de la Roșia Montană. Cât de adevărată poate fi o asemenea poveste? O să citez în următoarele minute din articol pentru a vedea și voi despre ce este vorba, având în vedere că articolul este foarte vechi de asemenea și este undeva de prin România comunistă și în acea perioadă se scria despre uriași și giganți care ar fi trăit pe teritoriul României, despre diferite schelete care au fost racolate, aș putea spune, de autorități, chiar dacă au fost descoperite de oameni simpli și după i-a dus la tăcere pe acei oameni care au descoperit din greșeală lucrurile respective. Haideți să trecem la material. Nu uitați să-mi răspundeți următoarea întrebare. Voi credeți în giganți și mai ales voi credeți că acești uriași au trăit și pe teritoriul României? Am să vă prezint numeroase dovezi în acest clip pentru a înțelege mai bine această teorie. Să trecem la treabă. Și acum citesc din articol. În 1976, scheletul unui uriaș înalt de 10 metri a fost descoperit la Roșia Montană. În anul 1976, acolo au fost făcute niște descoperiri uimitoare arheologice și antropologice, dar cum acestea erau prea șocante pentru vremea respectivă, galeria a fost închisă și sigilată la Ordinul Securității. Din galerie a fost scos un schelet de uriaș, înalt de 10 metri, ce era așezat, culcat, cu picioarele strânse pe o parte. Scheletul a fost trimis la Moscova pentru a fi analizat și nu s-a mai aflat nimic despre el. În februarie 2012, o echipă de geologi lucrau în zonă, urmând filonul de aur, într-o galerie săpată în urmă cu 5500 de ani, de către agatârși. Săpăturile i-au dus la baza galeriei, unde au găsit o lespede aurie. Cum aceasta nu părea a fi rocă naturală, a fost prelevată o mostră pentru a fi analizată în laborator. Rezultatul a fost uimitor, demonstrând că era o rocă compozită ce conținea 30% wolfram, 15% praf de granit și 55% pulbere de aur de 50 de carate, realizată după o tehnologie necunoscută până în prezent. Galeria unde a fost făcută descoperirea este numită Galeria 13 sau Galeria Hiperboreană. Pe lespedea de aur stătea scheletul din 1976. Aceasta era lungă de 12 metri, lată de 6 metri și înaltă de 3 metri, cu o greutate de aproximativ 1700 de tone. Aurul aflat în compoziția acesteia reprezenta aproximativ 900 de tone. După ce a fost scoasă la suprafață, lespedea a fost separată în 80 de calupuri egale și trimisă către o destinație necunoscută. Un arheolog aflat la fața locului în timpul săpăturilor menite să scoată la suprafață lespedea aurie a făcut un set de poze cu aceasta. Datele au fost trimise unui paleolingvist care le-a analizat și a atras atenția asupra valorii enorme pe care relicva o prezenta din punct de vedere istoric și cultural. Întreaga suprafață a lespezii era acoperită cu o scriere în basorelief de culoare verde smarald. Scrierea era necunoscută, dar paleolingvistul susținea că ar putea fi pelasga. Întregul text de pe lespede era dispus în trei șiruri paralele, pornind din stânga sus și apoi șerpuind pe diagonală pentru a se încolăci în spirală în jurul unui cap de lup, terminându-se în colțul din dreapta jos. Același arheolog a observat la ridicarea lespezii intrarea într-un puț cu diametru de 4 metri. În interior se desfășura o scară elicoidală cu trepte săpate în pereții puțului, ca și cum ar fi fost tăiate cu laserul. O lumină violacee, lăptoasă, emana din interiorul puțului, așa că specialistul a coborât în puț pentru a vedea ce este acolo. De frică, nimeni nu l-a urmat.
Toți așteptau întoarcerea omului din puț, dar el nu a mai ieșit, iar pe durata nopții armata a blocat intrarea în puț cu scânduri și au sigilat-o cu ciment. La fel a fost închisă și galeria 13, unde fuseseră făcute descoperirile scheletelor de uriaș, iar toți cei care fuseseră prezenți au fost puși să semneze contracte de confidențialitate, promițând să păstreze secretul. Și acum pies, și părerea mea despre toate aceste informații, sincer, povestea mi se pare a fi cam romanțată. Uite câteva îndoiele. Dacă lespedea de aur a fost descoperită prima dată în 1976, de ce comuniștii au închis galeria respectivă? De ce au lăsat o asemenea descoperire închisă pentru atâta timp? 2. O lespede de aur de 1700 de tone? Mi se pare de necrezut. Și 3. Vreau să văd și eu acele poze cu lespedea pentru a crede această poveste. Giganții, oamenii cu statură uriașă, sunt prezenți în mitologia fiecărui popor. Acești humanoizi au aprins imaginația oamenilor de-a lungul secolelor și continuă să fie prezentați și astăzi ca o realitate ascunsă a unei lumi de mult apuse. Oamenii de știință sunt însă sceptici. Din cele mai vechi timpuri, mitologia diferitelor popoare a lăsat mărturii privind existența unor oameni cu o statură impresionantă și de 10 ori mai înalți decât un om obișnuit. Erau numiți giganți sau uriași. Numele lor sunt păstrate inclusiv în Vechiul Testament. Cei mai cunoscuți sunt Anakim, Gog și Magog, Goliat, Nefilim sau Nimrod. Totodată, uriașii sunt cunoscuți sau sunt prezenți în cultura veche celtică și sunt cunoscuți drept cormoran, corb sau eriu. Mitologia greacă, la rândul său, este plină de giganți. Sute de uriași sunt consemnați, dintre care poate cei mai cunoscuți sunt Ciclopii, Polifem și Epimetus. Mitologia hindusă, dar și cea nordică sau amerindiană, își are și ea uriașii săi. Însă, în majoritatea cazurilor, uriașii au fost o pacoste pentru umanitate, întrucât ei atacau satele și terorizau comunitățile. Cert este că și acum, în secolul 21, epopeea giganților încă stârnește controverse. De exemplu, există o poză din 4 mai 1912, în apropiere de lacul Delaware, Wisconsin, din Statele Unite ale Americii, unde au fost găsite rămășițele a 18 giganți. Mărimea giganților varia între 2,3 metri și 3 metri. Extrem de rar se mai găsesc și oameni care ating înălțimea de 2,3 metri. Cel mai înalt om cunoscut vreodată a fost Robert Vadol, care a avut 2,72 de metri, dar oameni de 3 metri nu s-a cunoscut în istorie. Capetele lor erau cu adevărat uriașe. Aveau de obicei 2 rânduri de dinți, dar și 6 degete la mâini și la picioare. Dinții din față erau molari obișnuiți, dar capetele aveau o formă alungită. De asemenea, dincolo de ocean, autoritățile au așternut tăcerea asupra descoperirii secolului, cum o denumise presa din 1947. În deșertul Colorado, în legendara vale, morții s-a descoperit un complex de 32 de peșteri ce se întinde pe o suprafață de 180 de mile, în care s-au găsit schelete umane ce depășesc 2,50 metri înălțime. Doctorul Bruce Russell a fost primul cercetător care a rupt tăcerea și a vorbit despre acest mister. Pe lângă uriaș s-au descoperit și rămășițele unor specii dispărute, cum ar fi dinozauri, tigri preistorici, elefanți imperiali și lista poate continua. De asemenea, pe malul de est al Mării Negre, la Varna, în Bulgaria vecină, oraș fondat în secolul al VII-lea înaintea erei noastre, de către comercianții greci sub numele de Odesos, recent s-a găsit un schelet uriaș îngropat lângă ruinele zidului orașului antic. Se estimează că omul uriaș a trăit și a murit în timpul secolului V înaintea erei noastre. Poziția scheletului indică în mod clar că a fost îngropat conform unui ritual. Mâinile au fost plasate pe talie, iar capul este aliniat cu estul. Cam atât a fost, dragii mei, și acest material. Tu crezi în existența giganților, mai ales cei de pe teritoriul României? Chiar sunt curios de răspunsul tău. Noi ne auzim cu noi materiale și nu uita să apeși pe butonul de like și îți doresc mult succes în absolut tot ceea ce faci.